Și eu. Treceți la mâncare. Sunt flămândă, hai să mâncăm. Stai, acuși vine Sofia și mâncăm. Trebuia să vină încă o oră în urmă. Unde umblă? Când vine, o întrebi. Mereu mănânc singură. Lăsați că vă interzic eu jocurile într-o zi. Am venit. În sfârșit. Unde umbli? Mă scuzați, un pic am întârziat, dar am avut un motiv foarte serios. Ce motiv? Am fost la un magazin magic și vânzătorul mi-a arătat atâtea chestii interesante. Magazin magic e o păcăleală. Ba nu, acolo totul este adevărat. Și ce? Ai cumpărat ceva? Priviți, această poțiune face pielea moale și catifelată. Mai bine îți luai o cremă obișnuită. Ia de să văd. Miroase gustos. Numai să nu-ți dea în gând să bei, poți deveni vampir. Ce? Bă, nu e adevărat. Vrei să testezi? Nu prea. Sigur că e ceva dezgustător. Te vei împărți cu mine? Sigur. Mâine ambele o să ne facem măști. Dar acum, haideți să mâncăm. Au plecat. În sfârșit o să stau în liniște la televizor. Dar oare ce e asta? Cred că e un suc nou. Ia să miros. Miroase foarte gustos. Să gustăm. Ce gust! Cred că e terminul expirat. Mai bine nu mai beau asta. Oribil. Mă simt atât de rău. Am slăbiciuni. Amețesc. Cred că azi nu să fac nimic. Nu sunt în stare. Tu ce faci? Ziceai că mergi la cumpărături. Nu merg. Mă simt rău. Cred că m-am îmbolnăvit. Da, nu arăți bine. Se observă? Stop! Nu vă apropiați de mine. Poate e contagios. Poate ai nevoie de medic? Ba nu. Azi mă voi odihni și mâine voi fi ca nouă. O să-ți aduc termometru. Aha! Iată, măsoară febră. Dacă ai nevoie de medicamente, spune și eu merg la farmacie. Mulțumesc. Dăm termometru. Ce e acolo, doctore? Ciudat. Temperatura e foarte joasă. 32.5. Cred că e hipotermie. Asta explică totul. Deci trebuie să mănânci și să bei mai mult. Oh, cu plăcere. Oricum trebuie și pe voi să vă hrănesc. Ba nu, mama, tu trebuie să te odihnești. Da, da, noi singuri vom găti. Oho, ce ajutor am! Poate și curățenie în casă o să faceți, dacă v-ați apucat să mă ajutați. Mama, nu fi obraznică.
Interesant. Unde mama s-a molipsit de această boală? Nu știu, dar mai bine să nu ne apropiem de ea. Nu vreau să mă molipsesc. Nu știu, dar eu mă sunt contra să mă molipsesc și să nu merg la școală. Nici nu te gândi! Poftim! Mai ai nevoie de ceva? Lumina! Lumina e prea puternică! Puteți să acoperiți geamul? Mulțumesc! Acum e mult mai bine! Puteți fi liberi! Perfect! Noi mergem să ne facem măști pentru față! Tu nu vrei? Nu, poate altă dată! Degeaba! Este o mască unicală! Mama e bolnavă! Nu are chef de măști! Bine! Hai, Sara! Stop! Asta e masca pentru față? Păi da, să fie cumpărată la magazinul magic. Dar eu mă gândeam, oare ce suc e acesta? Și am băut un gât. Dar ea cred că nu e periculoasă și nu e nevoie să merg la spital. Nu-ți fă griji, ea e făcută din ingrediente naturale. Plecăm de aici. Cine lasă așa lucruri importante fără supraveghere? Scuzați. Da, din cauza ta mama s-a îmbolnăvit. Cel mai grav e că ea a devenit vampir. Ce-am făcut? Liniștiți-vă, nu a putut să devină ea vampir. E imposibil. Totul a coincis. Are temperatura joasă și nu-i place lumina puternică. Ea sigur e vampir! Ea nu seamănă cu vampirul. Ea a băut poțiunea magică! Ce să facem acum? Să-i zicem totul așa cum este. Să-i zicem mamei că ea e vampir, o să creadă că am înnebunit. Sofia are dreptate, noi vom zice. Dar trebuie ceva să facem. Da, dar să-i zicem sigur nu trebuie. Liniștiți-vă, ea nu e vampir. O să vă demonstrez. Cum? Să mergem. Nu vă mai faceți măști? Am decis să facem mai târziu. Dar tu nu vrei să mănânci ceva deosebit? Stai să mă gândesc. Cred că aș vrea să mănânc carne la grătar, temperatura medium. Medium? Adică cu sânge? Da, cu sânge. Te-ai convins? Nu înseamnă nimic. Vă șoptiți suspicios. Nu vreți să-mi povestiți nimic? Nu, nu. Sigur? Sigur. Dar nu vrei să faci ceva ciudat? De exemplu, să muști pe cineva? Ce întrebare? Sigur nu! Mi-i somn! Merg la culcare! Ce e cu voi? Ce ați pățit? Noi nu vrem să ne molipsim! Bine, merg în odaie! Treziți-mă dacă o să aveți nevoie de ceva! Sigur ea! Nu e vampir. Sigur, e vampir. Păi da sau nu? Păi nu, ea nu vrea pe nimeni să muște. Pur și simplu s-a îmbolnăvit. În schimb, ea vrea să doarmă ziua, să mănânce carne cu sânge și nu-i place lumina. Da, dar așa se comportă orice om bolnav. Clar, nu am aflat nimic. Pentru mine e clar, voi prea tare vă panicați. Trebuie să mai existe metode pentru a afla dacă ea este vampir sau nu. Când ea a trecut pe lângă mine, mi-au trecut fiorii. Nu cred că e din senin. Cred că tu exagerezi. Propun să așteptăm până când ea va adormi și să vedem dacă are colți.
Sara, și tu începi! Eu cred în monștri și dacă mama e vampir, noi trebuie urgent să facem ceva cu asta. Să mergem să-i vedem colții! A adormit? Cum credeți? Nu știu, dar mama sforie? Parcă nu. Intră și vezi dacă doarme. Ce faceți? Noi pur și simplu ne facem griji. Am de ce să verificăm dacă tu respiri sau nu? După cum vedeți, respir. Mulțumesc pentru grijă. Bine, noi plecăm atunci. Bine, mergeți, mergeți. Asta a fost prea ciudat. Ai reușit să vezi? Nu am reușit. Dar mie mi-a părut că am văzut colții. Dar eu n-am văzut niciun colț. Rău te-ai uitat. Sigur erau. Sigur erau sau ți s-a părut? Păi, eu cred că erau. Eu cred că nu. Totul e clar că nu e clar nimic. Să ne uităm în gura mamei a fost o idee rea. Sunt de acord. Mai am o idee. Argintul. Dacă ea e vampir, argintul îi va dăuna. E mai bine decât să te uiți în gură. Îi dăm asta și vom afla totul. Îmi fac griji pentru mama. Sara, îți promit, cu ea nu se va întâmpla nimic. În caz de ceva, ea va scoate. Maximum va rămâne o arsură. Bine, să mergem. Mama, tu nu dormi? Nu dorm, intrați. Ce s-a întâmplat? Vedeți, sunt vie. Cum te simți? Mulțumesc, un pic mai bine. Am decis să-ți facem un cadou. Vai, ce drăguț! Ți-am pregătit această brățară de argint. De argint? Îmi pare rău, dar eu nu port argintul. De ce? Argintul îmi lasă pete întunecate pe corp. Doar din cauza asta? Poate o probezi? Nu, mulțumesc! Mai bine întoarceți-o la magazin! Mama, dar privește cât de frumoasă este! Am zis nu! Acum vreau să rămân singură! Bine? Uh-huh. Din nou n-am reușit să aflăm ceva. Mama se teme de argint, deci ea sigur e vampir. Mama doar a zis că argintul nu îi se potrivește. Da, dar ea putea să mintă. Inventezi povești pe loc drept. Ba nu sunt povești! Încetați! Haideți să ne ocupăm de treburile noastre. Cu mama totul e bine. Ba nu e așa! Ea e vampir! Mă doare capul de voi! Știu o modalitate care funcționează 100%. Oglinda. Exact! O conducem pe mama la oglindă. Și dacă îi vedem reflecția, atunci nu e vampir. Bravo! De data aceasta o să merg singură. Așteptați aici. Iar voi sunteți! Eu sunt. Văd! Ce s-a întâmplat? Am vrut să-ți arăt ceva. Ce? Să mergem, tu trebuie să vezi asta. Altă dată, nici de cum, vreau să mă odihnesc. Ba nu, e urgent! Bine, mergem! Și? Ce ai vrut să ne arăți? Oglinda e verde. Sofia, noi trăim în casa aceasta de 2 ani și tu abia acum ai observat? Niciodată n-am atras atenția.
Dacă asta e tot, eu merg să mă odihnesc. Bine mergi. Totul e bine. Mama se reflectă în oglindă. Nu e de mirare. Era clar că ea nu e vampir. Oricum mă îndoiesc. Ce dovezi mai vrei? În cărți scrie că vampirii nu se reflectă în oglindă, dar în realitate nu știm cum e. Ajunge! Mama sigur nu e vampir. Poate mai verificăm? Nu mai avem nevoie de dovezi. Totul e clar și așa. Haideți să nu chinuim pe mama. Ea s-a îmbolnăvit și are nevoie de odihnă. Ea e vampir, eu vă zic. Și eu cred în asta. Am înțeles acum totul. Stați, dragilor, că ne vom distra noi astăzi.